make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din Cariera Noastră cu Steaua. Înainte să începem, nu uitați să lăsați un like dacă susțineți seria și vreți să ne motivați să continuăm cu ea. Iată, echipa noastră a mai făcut mici modificări. L-am băgat pe Vâlceanu titular, după cum vedeți, pentru că avem jucători foarte, foarte buni, știu asta, dar sunt împrumutați și de ce să-i creștem dacă nu sunt ai noștri, așa că am să ne creștem marfa noastră. L-am achiziționat și pe la Mișa Muston, dar are 22 de ani, dar e destul de bun, crește mai mult, fiți liniștiți, cu toate că poate va juca rezervă. Avem un buget foarte bun de 1 milioane, l-am văzut și pe Tănase și pe Kipciu. Am simulat cei drept aceste meciuri pentru că era nevoie de timp ca să facem aceste transferuri. Așa că vom juca meciul împotriva lui CFR Cluj, debutul nostru în Liga, din Liga 1 a fost foarte bun, am bătut-o pe Astra, dar să luăm meciul acesta cu CFR ca un debut. Cum a întors acolo Ciprian Deac, doi adversari, pasează la Șanturia, minge în careul nostru, scoasă de Fernando Varela, dar Dore deposedează șutul lui Dore, apără Arlauskis, nu a fost un șut care să-i pună mari probleme, repune repede Arlauskis pentru Stanciu, este balon acum, a fost o pasă de la Embolo, foarte bine Stanciu, din păcate nu a trecut acolo. Dore, de fapt este Gregory Tadei acolo care trece, dar ce tackling bagă Lucas Sucala, este bine, se vede că a revenit Lucas Sucala, se vede asta pe teren, ce tackling a putut să bage acolo Dore, putea scăpa poziție de 1 la 1 cu portarul, de fapt Tadei, l-am confut cu Dore. E pasă pentru Embolo, iată avem un spațiu la acest contraatac, Rotariu, o pasă primită de la Embolo, Rotariu, nu am gândit deloc bine faza aceasta. Foarte bine Embolo, vede meciul aici, iată-l pe Iancu, are viteză bună, Gabi Iancu trage, bara lui Iancu, un șut în blocaj și avem corner, ocazie mare de tot, cea mai mare ocazie a meciului avut aici de Iancu, Vâlceanu bate cornerul, foarte bine a făcut-o, gol! Deschidere de scor a lui Fernando Varela, o centrare perfectă a lui Robert Vâlceanu, din corner excelent acolo pe capul lui Varela, merge cam cu lag la faza aceasta. Varela punctează, deschide scorul 1-0, minutul 31, o pasă de gol a lui Vâlceanu, este un jucător destul de tehnic și are o vârstă destul de fragedă. Monroy acolo, centrare periculoasă a lui Monroy, lovitură de cap, balonul s-a dus periculos în fața porții lui Arlauskis, foarte bine, îndepărtăm balonul, hai la Tovlevici, nu greși, foarte bine, bravo la Tovlevici, pasă cu exteriorul al lui Stân Mărtean, Iancu pierde balonul ușor acolo. Reprimește Șanturia pentru Ciprian Deac din prima la Mihai, la Florin Costea, a fost un ștelist. Ce fază a făcut, dar e offside, bravo băieți. Mulțumesc domnilor arbitri, offside acolo la Gregory Tadei. Bun, scăpăm cu noroc aici, a făcut o fază foarte frumoasă. Iată pe Deac pentru Dore, nu mai este offside. Și îl învinge, din păcate, pe portarul nostru Arlauskis, nu a mai avut ce să facă aici la execuția lui Dore. A scăpat singur cu portarul lituanian. Nu a fost vina lui Arlauskis și vina noastră, am repus greșit balonul. Da, Dore nu a iertat, Dore fostul jucător al Petrolului, nu mai știu de unde l-a luat CFR-ul, din prin Israel. Oricum și Petrolul l-a luat din Olanda, cred. Vâlceanu acum, să vedem dacă va mai da o pasă de genul, iată-l pe urmașul lui Stân Mărtean, excelent, îl servește pe Embolo din prima la Iancu, Iancu are spațiu în careu, Iancu trage la colțul scurt și avem corner atras cu piciorul său de bază, se bazează mult pe stângul Iancu, să vedem cornerul lui Vâlceanu, Petru Sucala, o bară din nou, a doua bară a meciului, Sucala nu a putut să dea gol din centrarea mai perfectă a lui Vâlceanu, de această dată un șut care se duce peste poartă, ultima ocazie a primei reprize, am avut-o aici prin Stanciu, chiar dacă nu mă înșel, a fost Dore, a marcat chiar minutul 45, joc bun al CFR-ului în prima repriză, sperăm ca în partea secundă, care deja am intrat, să mai slăbească motoarele. O pasă pentru Dore în fața dublei, nu se poate, apără Arlauskis, a fost cumva Arlauskis, incredibil Arlauskis, ca în realitate. Ce paradă de zile mare a lui Arlauskis aici, da, foarte bine a apărat acolo, este cornerul CFR-ului, au jucători înalți de care putem să ne temem, dar și noi suntem masiv, centrare la care este Arlauskis greșit, acolo nu e bine, scăpăm, Doamne ajută, scăpăm la această fază, dar CFR-ul sunt în continuare la poarta noastră, Șanturia, ocazie mare de tot pentru CFR, încercăm să ieșim la un contraatac, combinăm foarte repede, CFR-ul a avut posesie, a avut multă posesie în fața noastră, Tadei acolo reușește să
să țină balonul în posesie, cred că ceferiști ar fi mulțumiți cu un punct luat aici, pe terenul, chiar și pe terenul lor. O recuperare foarte bună a lui Dorin Rotariu, pasa lui Rotariu pentru Embolo, haide Embolo, Embolo se duce, are viteză, Embolo, Embolo în care, gol! 2-1, 2-1, conducem încă o dată, iată-l pe Embolo, iată-l ce face, n-am vrut, îmi pare rău, Rotariu, el a fost cu pasa aceasta de geniu pentru Embolo, frate, dar cât seamănă jucătorii ăștia în RNG PV4, incredibil, sunt mărtean toți acolo și Brevel, semănau foarte, foarte mult. Dar ce gol dă Embolo, o pasă de gol al lui Rotariu de această dată. Bun, frumos, este 2-1, exact așa cum ne așteptam. Dar totuși mai avem emoții, avem avantaj de doar un gol. Opinge în care al nostru, șut pe lângă poarta lui Dore. A fost un șut care s-a dus chiar dungă în direcția care era Dore. Nu era să-i pună probleme lui Arlauskis. Minutul 82, iată ce călcâi frumos pentru Embolo, Embolo, excelent, l-a fost acolo pe Rotariu, o fentă precisă a lui Rotariu, oh, dar pasa lasă de dorit, nu asta am fi vrut noi de la faza aceasta. Suntem pe finalul meciului, 2-1 pentru echipa noastră, să sperăm că ceferiștii nu se vor mai avânta atât de bine în care cum am făcut în atac, cum am făcut-o chiar și în repriza a doua, pasă la Embolo, Embolo, noi suntem în ofensivă acum, șut al lui Embolo din acea poziție grea, era suspecție de penalti acolo, dar nu s-a dat nimic. Și Ciprian Deac încearcă să iuțească jocul ceferiștilor, jocul ardelenilor. Dore pentru Costea, haide Paul Pap, Paul Pap 1-1 cu Costea, de fapt Costea 1-1 cu Paul Pap. Pasează la Gregori Tade, Varela nu-l oprește acolo pe Tade, centrare în afara careului, respinsă foarte bine de jucătorii noștri, au fost 2 minute de prelungire arătate, foarte bine, trece Brevel cu noroc, hai să vedem ce va face Brevel, pasează la Stanciu, Stanciu din prima pentru Gabi Iancu, Iancu a încercat o centrare pe jos, dar nu a reușit, dar avem, este bine că avem corner, ultima fază a meciului, cel mai probabil va fi centrarea lui Nicardo Brevel, acolo pentru Paul Pap, respinsă. Atât pe Rotariu, un șut slab, dar n-a fost cel mai bun șut al lui Rotariu. Sucala. Oh, recuperarea ceferiștilor și se termină meciul. Victoria Stelei, victoria noastră cu 2-1, greu smulsă, dar e victorie, e victorie. Embolo, omul meciului, Vâlceanu 66,3, dar a ieșit un gol, a avut Embolo în acest meci, un gol foarte important. El și cu, cine mai dau un gol? Varela. Și cu Varela, da? Au fost marcatorii din această victorie a noastră, foarte, foarte importantă, a câștigat și Astra cu Moșel. Iată că Borussia Dortmund acceptă oferta care am făcut-o lui Marian Sar, 15.000 dăm salariu, ori vrea, ori nu mai vrea. Până la urmă, v-am spus, orice jucător se duce la mai bine. Dortmund acceptă și pentru Eric Durm, am dat 4 milioane, dacă nu mă șel, pe Durm, 45.000 dăm, 10% pe 4 ani, hai să-i dăm 50.000, da? Mă gândeam și eu la asta, cu toate că cere 45.000, dar nu va accepta din prima, vă asigur. Așa, Jorandov ăsta nu vrea. 25, nu mă, eu zic să nu râdă fanii de noi, adică îi dăm prea mult. Da, să vedeți că va crește acest jucător, este foarte, foarte bun. Cu toate că mă întreb și eu unde ar intra, dar o rezervă bună tot ar fi. Dacă vreți să fim echipă mare, trebuie să avem și rezerve mari până la urmă. Bun, Sar nu vrea, dăm 30.000, 4 ani și crucial, așa e cel mai bine. Dar nu știu dacă va accepta, dacă va conveni lui să vină tocmai în România. Dur, mai dăm 60.000 sau chiar, cât mă, 70? Bons de 10% pe 4 ani și crucial. Nu știu de ce nu crede că joacă sau care e motivul lui de fapt, de ce nu vine la echipa noastră. Iordanov, tot nu vrea, 45.000, e un sal cam mare mă la 45.000. Eu cred că sigur va accepta și asta nu va fi prea bine. Așa, Sar nu vrea, nimeni nu vrea, dar Sar ar fi foarte bun pentru noi. Asta mă cam îngrijorează, un salariu de 60.000 de la 5.000. Sar ar merita, Sar ar merita pentru că el va crește mult pentru noi. Dăm scoan rotation, poate va vrea. Nu mai știm așa mulți jucători, așa, ne-ar trebui fundași în acest moment, lateral. Dar de fapt avem posturile acoperite, să sincer să fiu. Noi căutăm așa fundaj mai tineri, să fim sinceri. Așa, 21 de ani are acest Iordanov, îi dăm 65.000 salariu, un salariu prea mare, sau poate cine știe, ne jucăm cu el. Sunt pe final transferurile și da, Sar acceptă, îl vom lua pe Sar, nu avem ce face. Așa, cred că o să intre titular, nu știu dacă avem altceva ce să vedem. Nu, eu zic să nu luăm pe Iordanov ăsta. Nici Dur nu vrea. E un salariu prea mare totuși pentru un jucător de calibru său, nu?
Nu luăm, nu, mă. E prea, mă, hai, mă, hai să luăm totuși pe acest Iordanov. Să vedem acum ce statusuri are. Dacă nu l-am luat degeaba, bine, sar, sigur nu l-am luat degeaba. Roșu, Costea Panhui, de fapt. Lukin, Iordanov are 63, mă. Dar uite, și sar are 63. Știu că avea mai mult sar. Da, asta este. Nici Ache nu era atât de bun. Bine, sar avea 67, dacă nu mă înșel. O rezervă bună tot e și acest sar. Ne-am întinerit lotul, asta am făcut acum. Dar unde să-l băgăm? Și pe Iordanu, iată, are și numărul 7. Dar noi nici nu am umblat la numere. Eu zic că trebuie să le facem așa niște modificări numerelor de pe tricourile jucătorilor noștri. Așa, Arlauskas, să-i dăm numărul 1. E number 1, băiatul. Așa, pap, 6, lăsăm 6 pe pap, la tovele și pașul, le lăsăm numele fundașilor, eu așa, aș zice, Stanciu, îi punem un Oblu Stanciu, 6 lui Vâlceanu sau 97. Nu, eu zic că mi-ar place 18 lui Sârmărtean, că ăsta ar fi numărul lui. Vâlceanu, 97 lăsăm, Rotariu îi punem 7 direct, nu, deci e șeptarul nostru Rotariu, Embolo e de caru. Și Ian cu Noarul. Astea sunt numerele care le-am făcut. Avem un meci cu Oțelul Galați. Să vedem, este pe terenul nostru. Meci ușor împotriva Galațiului. Avem niște e-mail-uri. Oare mai sunt de la transferul? Da, ofertă de transfer pentru Mihai Costa, 170.000 de la Ceahlăul Piatra Neamț. Eu zic să dăm și așa, nu are loc. Și să mai îmbunătățim campionatul. Costa ar fi bun pentru Ceahlăul Piatra Neamț. Râmpă vrea și el să joace, dar este foarte, foarte greu. Echipa noastră este aceeași. Să jucăm sau vedem ce facem. Băgăm o echipă mai slăbuță, nu? A, se băgăm și pe ăștia la rezerve. Pe noile transferuri, Iordanov, Sardar. Deci dacă nu puteți să le folosim de ei, la ce să-i mai lăsăm pe teren? Adică pe banca de rezervă. Iată-l pe Embolo. Embolo pasează la Rotariu în careu. Rotariu, gol! 1-0, deschidere de scola lui Dorin Rotariu. Este foarte bine că i-am dat numărul 7. Stă bine cu 7 pentru tricolul Rotariu. O pasă de gol al lui Embolo. Este atacantul nostru cu pase decisive. Gândește foarte bine. Excelent acolo. Rotariu finalizează fără probleme la colțul scurt. În minutul 8 deschidem rapid scorul împotriva lui Oțelul Galați. Este un meci, vă spuneam, relativ ușor pentru noi. Vâlceanu deposedează foarte frumos. Robert Vâlceanu nu este susținut de viteză sau de vreun alt jucător. Iată-l cum se duce în flancul drept căutând centrarea. O face Vâlceanu. Gol! Gabiancu! Lovitură de cap splendidă din pasa de gol a lui Vâlceanu. Ce fac tinerii noștri jucători? Viitorul nostru. Iată cum sună, cât de bine arată. Dar juca Steaua așa chiar și în Europa League. Da, vor veni și meciuri în cupele europene. Va fi destul de greu, dar eu zic că ne vom descurca. Avem un lot omogen, cred eu. Recuperează în fața porții. Embolo! Bară! Oh, nu e bine deloc. Totuși, asta s-ar putea să mai scadă cota lui Embolo. A fost o ratare prea mare. Nu trebuia să ne jucăm cu ocazia asta. Am dat tare noi. Oh, dar ce a ratat Embolo acolo. Incredibil. E un meci spectacol, până la urmă așa trebuie să fie. Ar fi fost o formalitate să dea gol. Rotariu! Dar totuși nu neapărat pentru că el a recuperat de unul singur. Cu toate că a fost o greșeală prea mare a portarului Gălățenilor. Gabian cu poziție centrală, pasează foarte bine la Dorin Rotariu, demarcat acolo Rotariu, vine imediat un adversar, Rotariu care gol! Dublă! 3-0, Dorin Rotariu face 3-0 și face o dublă în contul său. Prima dublă la Steaua pentru Dorin Rotariu. Iată-l cât de frumos s-a descurcat aici. Excelent s-a desprins de adversar și un șut simplu la colțul în care nu l-a cruțat pe Plopeanu. Minutul 50 deschide, de fapt face dublă Dorin Rotariu, primul gol din repriza secundă. Putea fi scorul acum foarte lejer 4-0, dar noi ne-am jucat cu ocaziile prea mult. Embolo, mingea ajunge la Rotariu pentru Vâlceanu, se demarcă foarte bine Iancu, Gabi Iancu, să vedem, caută o soluție, pasă la Embolo, Embolo, nu ar fi fost o pasă pentru Vâlceanu și pentru cel care urca acolo, era Sârmărtean, Embolo, Iancu, încearcă să-l găsească pe Rotariu, Vâlceanu acum la balon, Vâlceanu, pasă la Rotariu, Rotariu pentru Embolo, îl susține foarte bine atacantul nostru, Embolo, întoarce balonul, dar
dar nu a făcut-o foarte bine. Au recuperat Ruben Brigidu, minutul 86, un contraatac încercat de Gălățeni. Iată-l pe Gato, Gato reușește să treacă acolo. Haide, Paul, Pap, Pap, nu-l ia în viteză. Pap, oh, trece Gato! Cred că va fi aruncare din colțul careului mic pentru Arlauskis. Nu, e corner, wow. Mi s-a părut că a ieșit balul acolo din Gato, dar m-am înșelat. Florin Cernat are și el, dacă nu știu, 34 de ani. Cojoc, în poziție de șut, Cojoc, Cojoc întoarce balonul, a fost frică să treacă. Oricum nu mai are rost, orice ar face este victoria Stelei aceasta, chiar și dacă cu 3-1 la Tolevici, însă nu lasă să se întâmple asta. Noi încercăm să mai plecăm pe un ultim contraatac. Embolo, haide Embolo, Embolo, foarte bine îl susține Iancu. Iancu, avem jucători destul de mulți în față. La această fază pasă pentru Rotariu. Hat-trick, primul hat-trick al lui Rotariu la Steaua. Dar ce hat-trick de vis face Dorin Rotariu, marchează din primele minute până în ultimele, minutul 8 până în minutul 90, Dorin Rotariu, e meciul lui, un meci super făcut de acesta, iată pasa lui Iancu, pasa de gol foarte bună, excelent a lăsat acolo Embolo, iar Rotariu nu iartă, trage la colțul scurt, minutul 90 face 4-0, trebuia să fie scorul acesta încă din prima repriză, dar totuși un meci frumos care l-am făcut. Rotariu a fost normalul în meciul lui 9,8, a reușit un hat-trick și Iancu a avut o notă bună și chiar și Vâlceanu. Smârtean nu prea a fost, nu prea mai a avut cea mai mare notă, dar acolo 7,3. A fost numai note bune totuși pentru jucătorii noștri, doar Varela a avut un 6,6. Și cam acesta a fost episodul 2, eu vă aștept data viitoare cu multe alte meciuri destul de grele. Până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!